Mă bucur să vă spun și în seara aceasta un bun venit în casa lui Dumnezeu. Cred că după o săptămână de muncă, probabil că s-a acumulat o oboseală, dar cu toate acestea dumneavoastră ați făcut un efort și ați avut bucuria aceasta să veniți în locul acesta. Cred din toată inima că vă place locul acesta, așa cum am și cântat, pentru că este un loc plăcut, este un loc unde este chemat în numele lui Dumnezeu, este un loc unde fiecare dintre noi am avut experiențe personale cu Dumnezeu. Poate experiențe în care Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a ajutat să înțelegem anumite lucruri din viața noastră, anumite situații din viața noastră. Poate că a fost locul în care am găsit liniștea, am găsit acele cuvinte de încurajare, de speranță, de încredere. Psalmistul spunea: un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, spunea David. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui cel sfânt. Este o exprimare poetică, dar înțeleg din aceste cuvinte că era și o exprimare a inimii, o dorință, o bucurie. Pentru David a veni la casa Domnului, a sta în casa Domnului, era o mare bucurie. Și explică de ce își dorea așa de mult. Pentru că, spunea el, aș vrea să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui cel sfânt. Cu aceste gânduri, aș dori ca în seara aceasta să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să vedem frumusețea lui Dumnezeu, să vedem și să ne uimim de ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe. Așa cum știm cu toții, începând din seara aceasta, vom începe o serie de prezentări biblice din Cartea Evrei, capitolul 11. În mod special este vorba despre eroii credinței. Copiii totdeauna sunt entuziasmați atunci când descoperă un erou. Fie că este din lumea animală, fie că este dintre copii sau poate dintre cei mari, ei sunt încântați. Mi-amintesc cât de prinși erau copiii de Superman. Superman era, sau diferite personaje din acestea de poveste care îi încântau și îi încântă. Sigur că nu numai copiii sunt încântați de eroi, ci și oamenii mari. Apreciază oamenii care reușesc să depășească anumite limite. Oamenii care pot să treacă dincolo de obișnuit și care poate pot să devină un fel de modele în anumite lucruri. Citeam despre Usain Bolt, unul dintre cei mai rapizi oameni ai planetei, și citeam că el a devenit omul extraordinar față de colegul lui, care era la foarte aproape de el, doar două zecimi de secundă. Acest om este admirat acum, mai ales de sportivi, mai ales de copii. Și cei care, mai ales care sunt interesați de sportul acesta pe care îl practică el. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost faptul că acest om, părinții lui sunt adventiști. Și atunci când a câștigat prima dată Olimpiada, a fost chiar făcut un articol în Adventist Review și a fost prezentat despre el și despre faptul că mama lui este adventistă din Jamaica. Așa cum spuneam, noi admirăm și
avem așa un mod de a privi cu dorința de a crește și noi în direcția aceea. Dacă în lumea aceasta, să zicem, a artei, a sportului, poate chiar a științei, oamenii sunt încântați de savanți, de eroi. Dacă vorbim despre războaie, dacă vorbim despre lupte, cum stau lucrurile în domeniul credinței? Există și aici exemple de oameni care să ne motiveze, care să ne încurajeze, care să ne stimuleze la a crește în experiența noastră cu Dumnezeu? De ce am ales eroii credinței? Am ales eroii credinței pentru că Biblia spune că la vremea sfârșitului, cei care vor trăi și care vor ajunge să biruiască prin puterea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, aceștia vor avea o experiență deosebită a credinței. Dacă vor rămâne pe picioare, dacă vor ajunge până la capăt, dacă vor rezista în ciuda tuturor încercărilor și în ciuda tuturor dificultăților, singurul element care îi va ajuta va fi credința. Credința în cuvântul lui Dumnezeu, în călăuzirea lui Dumnezeu, credința în puterea lui Dumnezeu. Nu numai că credința va fi experiența biruitorilor de la sfârșitul acestei planete, dar credința ne ajută și în viața de zi cu zi. În fiecare zi noi trăim, dacă vreți, prin credință sau trăim poate prin vedere, cum spunea Apostolul Pavel. Adică dacă ne punem toată încrederea noastră în Dumnezeu, dacă în tot ce facem noi ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, atunci avem această experiență cu Dumnezeu. Dacă cumva gândim altfel sau dacă nu suntem totdeauna dispuși să acceptăm chemarea și cuvântul lui Dumnezeu, atunci este posibil ca să nu avem această experiență. Privind dincolo de aceste, să zicem, nevoi spirituale, chiar ucenicii s-au adresat Domnului Hristos și a spus: Doamne, mărește-ne credința. Dacă am fi cu Domnul Hristos astăzi, am putea să ne rugăm și noi în felul acesta? Avem și noi nevoie de această rugăciune? Cum stăm la nivelul credinței? Avem o credință puternică? Avem o credință care ne ajută să depășim orice dificultate, orice obstacol? Credința nu este văzută atunci când lucrurile merg bine. Credința este vizibilă în viața noastră atunci când trecem prin încercări. Toți sunt credincioși pe vreme bună. Toți sunt credincioși atunci când lucrurile merg bine. Dar adevărata credință este testată, verificată atunci când suntem în situații grele, poate de suferință, poate de relații, crize. Atunci credința își arată beneficiul, dacă vreți să spun așa, în viața noastră. Ucenicii au cerut lucrul acesta și au zis: Doamne, mărește-ne credința. Cred că și noi putem spune ca și ucenicii: Doamne, mărește-ne credința. Eroii credinței, dacă ar fi să citim din capitolul 11, practic acest capitol este capitolul care vorbește cel mai mult despre credință. Și versetul 38 spune: și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Am cântat Eu am un loc ce-mi place mult. Am citit despre David, că lui David îi făcea o deosebită plăcere să vină în prezența lui Dumnezeu. Aș pune întrebarea: v-ați gândit vreodată dacă noi îi suntem plăcuți lui Dumnezeu? Și dacă închinarea noastră îi este plăcută,
cum ar trebui să fie închinarea și cum ar trebui să trăim noi ca să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, atunci când vorbim să fim plăcuți semenilor noștri, este destul de greu. Și cu toții știm că e greu să mulțumim pe toți. Cum să, oricum ai face, orice ai face, oricât te-ai strădui, e greu să îi mulțumim sau să-i mulțumești pe toți. Dar dacă pe oameni ne este greu să-i mulțumim și să le fim plăcuți, gândiți-vă cât de ușor este să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Exigențiile lui Dumnezeu, unui Dumnezeu sfânt, desăvârșit, probabil că este mult mai greu. Cum să fim plăcuți lui Dumnezeu? Cum să fie închinarea noastră? Cum să fie viața noastră? Nu cred că ne este indiferent dacă îi suntem sau dacă nu-i suntem plăcuți lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Apostolul Pavel spune și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi sufletul meu, adică dacă nu trăiește prin credință, dacă nu are încredere, convingere totală în călăuzirea mea, sufletul meu nu găsește plăcere. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință, spune Apostolul Pavel, pentru mântuire. Mântuirea nu poate fi decât prin credință. Prin har suntem mântuiți prin credință. Tocmai de aceea, după ce Apostolul Pavel prezintă aceste gânduri, după aceea ne dă exemple. Ce înseamnă să trăiești prin credință? Ce înseamnă să ai credință? Și primele versete tocmai ne definesc credința. Credința este o încredere neclintită. Este o convingere totală în lucrurile care nu se văd. Și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Credința este o convingere fermă, o convingere totală în cuvântul lui Dumnezeu, în Dumnezeu, în lucrarea de salvare a Domnului Hristos. Cât de relevantă este credința pentru astăzi, pentru noi? Cât de mult ne ajută pe noi credința? Este doar o idee? Este doar ceva abstract? Este ceva doar o teorie? Observați că capitolul 11 nu îi laudă pe oamenii aceștia care sunt dați ca exemple și spune prin credință Abel, prin credință Enoch. Fiecare text începe prin credință Noe, prin credință Avram, prin credință Sara, prin credință Moise, prin credință David și așa mai departe. Toți sunt introduși prin credință. Ei, ce înseamnă această credință? Înseamnă o convingere teoretică, o înțelegere abstractă a unor idei, eu știu, foarte profunde și de neînțeles? Eroii credinței nu sunt lăudați pentru ideile lor, ci sunt lăudați pentru ce? Pentru faptele lor. Prin credință a adus o jertfă mai bună. Despre Abel. Prin credință a umblat, a primit mărturia că este plăcut, a umblat cu Dumnezeu. Prin credință, Noe a înștiințat de la Dumnezeu, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Totdeauna credința este legată de ce? De o acțiune, de o experiență faptică. Credința nu este doar la nivel abstract. Și dacă vreți, în zilele noastre, credința devine practică și ne ajută pentru că ea practic schimbă viața noastră. Tot ce facem noi în fiecare zi, de fapt, arată ce credință avem. Faptele noastre, comportamentul nostru, dacă vreți chiar și starea noastră de spirit, liniștea, neliniștea, îndoiala sau frământarea,
Toate acestea arată ce fel de credință avem noi. De aceea sunt încântat să studiez acest capitol, pentru că ne învață foarte mult. Bine, atunci când vorbim despre eroi în general, noi gândim că noi nu vom putea face niciodată așa. Cine poate să ajungă ca Usain Bolt să alerge cu 9,58 secunde pe 100 de metri? Cine? E imposibil, nu? Când citim despre Noe, despre Abraham, nici nu ne trece prin minte. Dar oamenii aceștia, ce fel de oameni au fost? Supra-oameni? Au fost supermeni? Au avut o super credință încât ei sunt de neatins? Îmi place foarte mult ceea ce spune cuvântul Iacov despre Ilie. Gândiți-vă, ați făcut vreodată o rugăciune să aveți așa credință încât să coboare foc din cer? Cine a făcut treaba aceasta? N-a făcut nimeni. Ați făcut vreodată o rugăciune și v-ați rugat: Doamne, oprește ploaia. Sau eu știu ceva, un eveniment din acesta mai neobișnuit, supranatural. Și s-a întâmplat așa? Nu prea cred că avem astfel de experiențe. Hei, atunci să mă compar eu cu Ilie? Sau cu Moise? Sau cu Avram? Nici nu trece prin gând. Ei sunt eroi ai credinței. Noi astăzi putem și noi să gândim, să sperăm, să aspirăm la o astfel de experiență cu Dumnezeu? Ilie a ascultat și avea o așa credință încât a auzit susurul acela blând și subțire. De multe ori noi nu-l mai auzim. Suntem în viteză, suntem în gălăgie, zgomot. Mai auzim susurul blând? Acea șoaptă care ne spune ceva, știi? Ai greșit aici, Gabi. Aici nu-i bine. Nu trebuie să mai faci așa. Sau schimbă traseu. Schimbă drum. E greu. E greu de spus, da? Ei, să ne comparăm noi cu aceștia? Și totuși, Iacov ne ajută așa de mult. Și ne spune așa: Ilie era un om ca și noi. S-a rugat și n-a mai plouat. Ca și noi. Eroii aceștia ai credinței sunt exemple pentru noi, sunt modele pentru noi. Dar nu sunt supra-oameni. N-au fost supra-oameni. Au fost oameni cu aceleași greșeli. Și dacă citim despre David sau și despre Moise și despre Abraham, probabil că dacă noi am fi fost în locul lor, n-am fi acceptat să se scrie greșelile noastre. Dacă dumneavoastră ați fi fost împărat, să zicem, v-ați fi simțit confortabil să se scrie despre dumneavoastră toate păcatele și să rămână în istorie? S-au scris punctele slabe, slăbiciunile, păcatele lor. Tocmai ca noi să înțelegem că oamenii aceștia au fost oameni cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Și totuși, Dumnezeu a lucrat în viața lor și această experiență a lor a făcut ca să poată să trăiască la nivelul cel mai înalt, prin credință. Ne amintim de întrebarea pe care o punea David: Doamne, cine va locui în templul tău cel sfânt? Cine se va sui pe muntele tău? Cel ce umblă în neprihănire. Dar cum să umbli în neprihănire? Prin credință. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Aș dori ca în seara aceasta, în câteva minute, să ne apropiem mai mult de Enoch. Prin credință, spune în Evrei capitolul 11, a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moarte. Wow, ce frumos! Câți dintre dumneavoastră ați vrea să nu gustați moartea? Wow, nimeni? Toți ați vrea să gustați moartea? Vai, n-aș vrea să gust moartea și cred că nici dumneavoastră.
Și nu îndrăznim să spunem cu voce tare. Dar toți copiii lui Dumnezeu a zis, Doamne, poate vin în timpul vieții mele, ca să nu gust moartea. E bine, acest om, Enoch, a avut această bucurie, n-a gustat moartea. Experiența lui cu Dumnezeu, faptul că a trăit prin credință, Enoch n-a gustat moartea și a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Ce frumos! El și cu Ilie, doi oameni care n-au gustat moartea. Acum, ce este mai bine, să guști sau să nu guști moartea? Ce înseamnă să fii mai onorat? Și probabil că dacă am face referire la Sfânta Scriptură și la ce a spus Domnul Hristos, spune că cel mai mare dintre proroci care s-a născut din femeie a fost cine? Ilie, nu? N-a fost Ilie? Ioan Botezătorul. De ce? Păi, și onoarea cea mai mare a avut-o Ioan Botezătorul. Eu m-aș fi așteptat ca să spun că Ilie sau Enoch. Onoarea cea mai mare. N-au murit. Ei au trăit o viață prin credință și au ajuns să nu guste moartea. Ei bine, Domnul Hristos spune că cea mai mare onoare este să trăiești viața împreună cu Hristos, dar să suferi împreună cu Hristos. Și se spune că Ioan a fost cel mai onorat. Câți dintre noi apreciem că a suferi împreună cu Hristos este o onoare, este o cinste? Prea puțin, nu? În general ne gândim că dacă ne-ar fi bine, dacă n-am pățit nimic, dacă n-am avea nicio boală, și dacă s-ar mai întâmpla și ne-am dori să vină Domnul Hristos în timpul vieții noastre să nu gustăm moartea, am fi cei mai onorați. Ei bine, Enoch a avut această bucurie, deși Mântuitorul spune că cel mai onorat a fost Ioan. Și spune, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Ideea aceasta de a fi mutat, există, poate că mâine dimineață am să amintesc mai mult despre această înșelătorie cu răpirea. Au fost foarte multe, învățături pe subiectul acesta și au fost făcute și filme și citeam că, într-un film, nu am văzut filmul, dar citeam că într-un film pilotul, în timp ce mergea cu avionul, au dispărut din avion, câte unul, au dispărut. Au fost răpiți. Și el rămâne în avion și când aterizează cu avionul, dezamăgit cumva, merge acasă și când merge acasă, nu mai găsește nici pe soția. Dar găsește în pat, din îmbrăcămintea și ce avea soția, fusese răpită și soția. Ba mai mult, am citit că, tot în filmele acestea care au fost foarte vândute și foarte apreciate pentru unii, în timp ce un predicator prezenta cuvântul cu putere, rând pe rând erau răpiți oamenii din biserică. Și a dispărut unul, a dispărut al doilea, din ce în ce mai puțin, până când rămâne singur. Și spune el, Doamne, pe toți ai luat, numai pe mine nu. Rămâne predicatorul dezamăgit și cumva misiunea lui se încheie chiar cu pierderea lui. Sigur că răpirea nu are nicio legătură cu învățătura biblică. A fost luat, sigur că da, a fost luat la cer. Dar când va veni Domnul Hristos, cei care vor fi mântuiți, îl vor vedea. Îl vor vedea venind pe norii cerului, așa spune Scriptura. Dar despre Enoch, el a fost luat. Și am citit că n-a fost luat așa în secret, ca și Ilie. Și Ilie a fost luat, dar n-a fost luat în secret. A mai fost cineva cu el. Și după aceea l-au mai căutat, aici poate s-a dus, așa s-a întâmplat și cu Enoch. Deci n-a fost așa o chestie secretă. Dar aș vrea să merg mai departe. Despre Enoch,
prin credință a fost mutat, deci experiența vieții lui a trăit 65 de ani și după ce a avut un copil, spune, foarte puțin se spune despre Enoch. Câteva fraze, dacă vreți. Geneza, capitolul 4 și 5, câteva fraze se spune acolo, dar ce experiență a avut el? Poți să spui viața unui om în două, trei fraze? 5 este, capitolul 5, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Atât se spune despre viața lui Enoch. Foarte puțin. Două fraze. Da? A trăit 365 de ani, dar ceea ce rămâne ca un model pentru noi este faptul că a umblat cu Dumnezeu. Cât? Nu o oră. Nu o jumătate de zi. O jumătate de zi a umblat cu Dumnezeu. Nu o zi. A umblat cu Dumnezeu. Nu un an. 365. 300 de ani. Pardon, 65, probabil că a fost înainte până să se nască. Și a născut fii și fiice. Toate zilele lui au fost de 365 de ani. 300 de ani. Asta nu înseamnă că doar vorbea despre Dumnezeu, ci el umbla. Ce înseamnă a umbla cu Dumnezeu? Ce înseamnă pentru noi? Noi astăzi putem să trăim prin credință ca Enoch? Enoch poate să ne fie un exemplu, un model de credință pentru noi? Aș vrea să amintesc câteva lucruri despre Enoch. Umblarea lui Enoch a fost nu într-o manieră abstractă, ideologică, filozofică, ci cuvântul lui inspirat spune că umblarea lui a fost în toate datoriile vieții, în Patria și Profeții. Set și Enoch. Este un capitol Set și Enoch. Și acolo se spune că umblarea lui a fost în toate datoriile vieții, adică unde mergea, tot ce făcea, în orice amănunt al vieții, el era împreună cu Dumnezeu. Inima lui era în armonie cu voința lui Dumnezeu, gândurile lui, aspirațiile lui, dacă vreți, dorințele lui, erau în armonie cu voința lui Dumnezeu. A avut o minte puternică, spune cuvântul lui Dumnezeu, și o minte foarte cultivată. N-a fost un om care să nu caute, să cunoască, să înțeleagă. Lui i s-a descoperit planul de distrugere a pământului prin potop. El a primit și spune cuvântul că el a devenit un predicator al neprihănirii. Enoch nu doar că a predicat despre ce înseamnă sau cum să trăiești o viață de credință, ci el a trăit o viață de credință. Predicarea lui, de fapt, a fost prin viața lui. În felul acesta, el a fost un predicator al neprihănirii, al modului în care să trăiești cu Dumnezeu. A fost un neînfricat mustrător al păcatului. El n-a căutat să trăiască o viață cât mai izolată și cât, ba din potrivă, a avut și momente de retragere, de meditație, de studiu, de aprofundare. Dar prin viața lui, el a fost un neînfricat mustrător al păcatului. Ne întrebăm încă o dată. Vorbim despre eroii credinței. El este trecut în galeria aceasta a eroilor credinței. Ce ne atrage? Ce putem învăța? Ce ne poate ajuta sau cum ne poate ajuta experiența lui ca și noi să avem această bucurie de a trăi prin credință? Mai întâi, Dumnezeu dorește să ne vorbească fiecăruia dintre noi. El mergea și dacă mergea cu Dumnezeu, dacă umbla cu Dumnezeu, bănuiesc că nu umblau fără să zică nimic. Probabil că Dumnezeu îi vorbea. Cum îi vorbea? Prin Scriptură, sigur că da. Prin rugăciune. Felul în care el se ruga avea această comuniune cu Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbea prin împrejurările vieții de fiecare zi, prin amănuntele vieții. Nu știu dacă noi mai avem această
dorință sau atenție ca să observăm ce ne vorbește Dumnezeu prin amănuntele, prin lucrurile obișnuite de zi cu zi din viața noastră. Prin împrejurări, El primea. Prin, dacă vreți, prin oameni, prin cei cu care El intra în contact. El lua la cunoștință. El era dispus să asculte. Pentru că dacă a umblat cu Dumnezeu prin credință, și așa spune Scriptura, a umblat, înseamnă că El a ascultat de Dumnezeu. Aici, sigur că putem să vorbim mai mult despre ascultare. Cum, în ce fel, ascultarea noastră este astăzi la fel ca ascultarea lui Enoch. Ascultarea, dacă vreți, este o exprimare exterioară a dragostei noastre față de Dumnezeu. Atunci când ascultăm de Dumnezeu, de fapt este o exprimare exterioară, nu interioară, a dragostei față de Dumnezeu. Aceasta este ascultare. Răsplata pentru ascultare și pentru dragoste este faptul că Dumnezeu ni se descopere și comunică cu noi. Faptul că noi ascultăm, adică ne exprimăm dragostea noastră față de Dumnezeu, Dumnezeu comunică cu noi. Dacă avem o problemă cu ascultarea, și aici aș vrea să subliniez lucrul acesta, dacă avem o problemă cu ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, de principiile lui Dumnezeu, atunci avem o problemă cu dragostea față de Dumnezeu. Și dacă avem o problemă cu dragostea, înseamnă că avem o problemă cu cunoașterea. Nu-L cunoaștem bine. De aceea, El a avut această experiență a ascultării pentru că L-a auzit, umbla cu El zilnic, îi vorbea Dumnezeu. Sigur că chemarea de a umbla cu Dumnezeu conduce la o criză a credinței. Nu poți să fii chemat de Dumnezeu și fără să nu ai o problemă. Gândiți-vă, luați câteva exemple. Când a fost chemat Moise, când a fost chemat Avram, când a fost chemat și putem la orice. Când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva, noi uneori avem probleme. Care sunt problemele? Nu suntem de acord. Nu ne place. Doamne, cu lucrul acesta nu sunt de acord sau nu-mi place. În general, chemarea lui Dumnezeu conduce la o criză a credinței. Adică avem încredere sau nu avem încredere totală. O deplină încredere în călăuzirea, în planul lui Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu nu numai că duce la o criză a credinței, necesită ajustări importante în viața noastră. Dacă vrem să trăim ca Abel, ca Enoch, ca Noe, dacă vrem să trăim prin credință, atunci anumite lucruri trebuie să se schimbe în viața noastră, trebuie să se ajusteze în viața noastră. Și aici, gândiți-vă că dacă Noe a acceptat să construiască corabia, n-a mai putut să mai ducă viața pe care o ducea înainte. Trebuia să se schimbe ceva în viața lui, da? Dacă Abraham a plecat prin credință, nu putea să fie tatăl multor neamuri din Ur. Doamne, eu de aici trăiesc prin credință, aici nu mai nevoie, vreau să fiu tatăl multor neamuri, mulțimi. A trebuit să schimbe ceva în viața lui. Totdeauna, umblarea cu Dumnezeu conduce la criză, la o criză a credinței, adică la o testare, dacă vreți, a credinței noastre, necesită ajustări importante în ceea ce privește stilul de viață, de gândire, de comportament. Schimbă viața cu totul, dacă vreți. Dumnezeu spune, mergi aici sau mergi dincoace. Trebuie să facem ajustări. Gândiți-vă la Iona. A trebuit să facă schimbări. Gândiți-vă la David. Nu putea să câștige bătălia păscând oile, nu? Cu David, cu Goliat. A trebuit să lase oile și să meargă. Gândiți-vă la Elisei. A trebuit să lase munca și să meargă după Ilie, da? Adică, peste tot, în toate experiențele acestea, dacă vrem să umblăm cu Dumnezeu, atunci umblarea și trăirea prin credință ne conduce la ajustări. Suntem dispuși să facem aceste ajustări, să le schimbăm?
Aceasta înseamnă, de fapt, ascultare, care este o exprimare exterioară a dragostei și așa mai departe. Umblarea necesită o predare totală. A Enoch, spune cuvântul, a primit această mărturie că este plăcut lui Dumnezeu. Cum a ajuns el să fie plăcut? Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce ascultă. Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață de credință. Dumnezeu ne cheamă la vremea sfârșitului să trăim numai prin credință. Lucrul acesta va aduce o răsplătire. Și cuvântul inspirat spune, binecuvântat este oricine se teme de Domnul, care umblă în căile lui. Care este răsplătirea? Este binecuvântat de Dumnezeu. În altă parte, în Psalmul 119 spune, ferice de cei fără prihană care umblă întotdeauna după legea lui. Este ferice. Dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă umblăm în lumină, în cuvântul lui Dumnezeu, atunci și părtășia dintre noi va fi alta. Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, era o întrebare, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Și Psalmul 15 spune, cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acestea sunt binecuvântările pe care Dumnezeu dorește să le ofere fiecăruia dintre noi. Martin Luther spune așa, credința vede invizibilul, crede incredibilul și primește imposibilul. Aș vrea să mă opresc aici, știu că e târziu și nu cred că mai e bine să continui. Dar cred că e o provocare pentru noi. Trăim vremurile sfârșitului. Dumnezeu vrea să avem această experiență autentică a credinței, care ne va schimba viața. În felul acesta vom deveni plăcuți lui Dumnezeu. Ne va schimba viața nouă, viața de fiecare zi. Viața noastră, așa cum este ea, poate să fie mai frumoasă, poate să fie mai plăcută. De aceea, umblarea cu Dumnezeu este o cerință, produce bucurie și implică lepădarea de sine. Ți s-a arătat, omule, spunea Mica, ce este bine. Ce este bine? Și ce alta cere Domnul de la tine? Decât să iubești mila, să faci dreptate și să umbli smerit. Nu poți să umbli arogant cu Dumnezeu. N-ai cum, oricum ai dau. Când mergi cu Dumnezeu, când umbli cu Dumnezeu, nu poți decât să trăiești smerit. Mă bucur din toată inima ca acest model, acest exemplu pe care l-am privit în seara aceasta să ne ajute. Enoch a umblat în fiecare amănunt al vieții lui. Și pentru că a fost plăcut lui Dumnezeu, pentru a trăi prin credință, a fost mutat în împărăția lui Dumnezeu. Facă bun Dumnezeu ca experiența lui să ne schimbe și nouă viața, să înțelegem că lucrul cel mai frumos, cel mai plăcut, este de a fi în prezența lui Dumnezeu, de a fi împreună cu Dumnezeu, de a fi călăuzit de Dumnezeu, de a fi întărit de Dumnezeu și de a trăi totdeauna cu Dumnezeu pentru veșnicie. Amin.